Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Este o ediție de promovare electorală. Invitatul meu de astăzi este domnul Angel Lucian Ricardo, candidat la Consiliul Local Lipănești din partea Partidului Prahova în Acțiune. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Domnule Angel, dumneavoastră candidați la Consiliul Local, da? Deci oamenii vă vor regăsi la alegeri pe buletinul de vot pentru Consiliul Local Lipănești. Vreau să vă întreb, când ați intrat și de ce ați intrat în politică și de ce ați ales să candidați din partea unui partid relativ nou, dar 100% local, cum este Prahova în Acțiune? Cred că fiecare om face politică, nu neapărat prin simplu vot atunci când votează, dar atunci este cel mai important când cetățeanul de rând face politică. Politică faci atunci când mergi la cineva și îi spui aș vrea asta pentru localitate. Chiar dacă este un vecin, un prieten, acea informație la un moment dat ajunge către cei care conduc administrația locală și la un moment dat chiar se întâmplă. Bineînțeles, implicarea trebuie să fie mai mare din partea cetățenilor. Politică fac din 90, ca să zic așa, m-am înscris prima dată în partid, într-un partid. N-am făcut traseu politic, întotdeauna am partidele s-au unit sau... Da, a fost independent de voința dumneavoastră, ca să zic așa. Da. Adică n-a sărit de la stânga la dreapta, da. Și apoi înțeleg. Iar la partidul acesta am hotărât să ader cu puțin timp în urmă, datorită faptului că este un partid nou, nu este un partid pătat, ca să zic, tot felul de evenimente care se întâmplă, le vedem astăzi la televizor, le vedem în viața de zi cu zi. Vă referiți inclusiv la acte de corupție și așa mai departe, nu? La modul acesta. Bineînțeles. Chiar asta își dorește partidul, să aducă un pic de echilibru în administrațiile locale. Partidul promovează valorile locale, promovează cultura locală, acele obiceiuri care pot fi reînviate, valorile locale. Eu cred că este mai greu pentru un partid național să gestioneze situația personalizat pentru fiecare localitate, da, printr-un program național, și cred că este mult mai adecvat pentru un partid local, cum este partidul nostru, Prahova în Acțiune, să gestioneze și să propună soluții bune pentru administrația locală. Domnule Angel, o scurtă prezentare a dumneavoastră, nu știu, de profesie sunteți... De profesie sunt... aș putea să spun că sunt absolvent al Facultății de Relații Internaționale, cu licență în drept diplomatic. Dar nu asta este important. Important este ce am făcut în viața de zi cu zi, ce am făcut pentru localitate. Ne puteți da câteva repere? Pentru ca oamenii să vă cunoască mai bine? Pentru că, na, e mai greu așa... doar de pe rețelele de sociale, să zic așa. Da, în anul 1989 am terminat liceul. Am lucrat câțiva ani de zile în industria textilă, după care mi-am deschis propria firmă, am evoluat. În ultimii ani am lucrat ca director de producție și în ultima perioadă ca director de vânzări. Vreau să spun că am reușit în viață, am o familie, am doi copii. Să vă trăiască! Mulțumesc frumos și ai dumneavoastră! Iar dorința mea este să pot să fac lucruri bune și pentru localitate, cum am reușit și pentru mine.
Este motivul pentru care dumneavoastră candidați, da? Este motivul pentru candidez. Am experiența necesară. Acum 12 ani am devenit pentru prima dată consilier. De atunci sunt consilier. Am participat direct la elaborarea a sute de hotărâri ale Consiliului Local. Vreau să spun că doresc acest vot de la cetățeni pentru a schimba ceva în Consiliul Local. De 8 ani de zile, Consiliul Local are o mare problemă. Ceea ce se elaborează ca și proiect de hotărâre a Consiliului Local este deturnat sau schilodit de majoritatea PSD. Majoritatea Asta... fostului viceprimar. Asta se întâmplă, domnule Anghel, pentru că, să spunem, primarul este de o anumită culoare politică și majoritatea în Consiliul Local este, să spunem, de altă culoare politică și de aici conflictul ăsta. Dar știți că, din păcate, din războiul ăsta politic, cel care are de pierdut este cetățeanul. Bineînțeles. Asta este și motivul pentru care sunt hotărât că atunci când preiau frâiele Consiliul Local, și postul vizat este cel de viceprimar, să pot să aduc echilibrul ăsta în localitate, în așa fel încât să se poată face lucruri. Proiectele să fie nu ciunțite, nu schilodite, ci dezvoltate. Adică propuneri. Am înțeles. Dar acum dumneavoastră, practic, dacă v-ați asumat această intenție de a candida pentru postul de viceprimar, înseamnă că faceți echipă cu actualul primar, în funcție cel care candidează pentru un nou mandat. Așa vedeți dumneavoastră lucrurile? Sau... Nu neapărat. Prefer să am o poziție neutră. Într-adevăr, sunt în relații bune cu conducerea actuală a primăriei, iar activitatea care am avut-o până acum a fost de colaborare la realizarea proiectelor. V-am spus, din păcate, majoritatea Consiliului Local, care are altă coloratură politică, s-a opus în așa fel încât, și este normal, deci sistemul este greșit. Să zicem că printre ei chiar ar putea să existe consilieri bine intenționați. Degeaba dacă ești șantajat politic de la centrul partidului. Asta înseamnă că, mă rog, cei de la PSD sau în cazul de față, da? Da. Bănuiesc că lucrurile astea se întâmplă în orice alt consiliu local unde da. Majoritatea este formată dintr-o anumită formațiune politică, primesc ordin. Proiectul de la proiectele de pe ordinea de zi numere 3, 5, 10 nu votăm sau aducem amendamente sau le prorogăm și așa mai departe. La noi s-a întâmplat și invers. Chiar și invers. Dom'le, eu ca viceprimar nu o să aduc niciodată bani în localitate atâta timp cât ești tu primar. Deci, textual spus. Da, da, da. Lucrurile astea nu vreau să le polemizez. Ce a fost, a fost. Vreau să ne orientăm către colaborare. Indiferent ce coloratură politică va avea primarul. Mă bazez pe cetățenii care mă cunosc, mă bazez pe oamenii care știu că am reușit în viață, că am făcut ceva pentru mine, că pot să fac în felul ăsta și pentru localitate și toată atenția mea va fi îndreptată către bunăstarea cetățeanului. Sunt proiecte care le-am gândit, proiecte de care m-am lovit atunci când a trebuit să le promovez, să le transform în proiecte, dar sunt lucruri importante și aș putea să spun că există o listă cu ele. Dacă platforma mea. Bun, am în față, să spunem așa, platforma dumneavoastră, programul noastră electoral, sunt mai multe puncte pe care le văd aici.
Dintre acestea, puteți spune așa, într-un top al priorităților, cam ce ar trebui să se întâmple într-un timp relativ scurt în comună, să se schimbe în bine? Sunt două aspecte. Aspectul care ține de administrația primăriei și mă refer inclusiv la darea de seamă către cetățean. O să propun da, la prima mea ședință de Consiliu Local o hotărâre de Consiliu care să oblige primarul și viceprimarul să depună săptămânal un raport de activitate. Ce au făcut ei săptămâna aceea? Mi se pare un lucru extraordinar. În felul ăsta, cetățeanul poate să verifice pentru ce au primit salariul. Tot în primărie ar trebui schimbat câte ceva. Vedeți dumneavoastră, ne lovim de birocrație. Poate că birocrația este bună, poate că birocrația ne împiedică să se întâmple delapidări sau alte fapte. Dar această birocrație împiedică cetățeanul de rând să ajungă la necesitățile lui, să poată să acceadă la o banală adeverință, la nu știu ce adeverință care poți spune despre o situație imobiliară. Acum lucrurile astea se întâmplă cu greutate, adică se cetățeanul întâmplă cu greutate, da, are de așteptat, nu? Până să obțină un document. Are de așteptat document sau este primit, adică intră într-un birou, da? Intră într-un birou și spune vreau și eu o adeverință pentru... Dom'le, nu pot să te servesc. Du-te la administrativ, am nevoie de o adeverință pentru teren. Nu pot, du-te la agricol sau... Da. Nu există nimeni care să-i spună, uite, să zic ca un fel de... Deci chiar insist și am în platforma electorală așa ceva, înființarea unui post special unde cetățeanul să fie primit, să fie îndrumat și ajutat. Foarte important. Degeaba îi spui, fă o cerere. Dacă sunt nu oameni bătrâni, sunt oameni care nu știu să formuleze. Sunt tineri care ar vrea să primească acasă, să primească online. Da. Să primească... Deci, practic, asta vă doriți ca în primărie să există un departament gen ghișeu unic, astfel încât oamenii care vin cu o problemă să fie rezolvați rapid de către o persoană care trebuie să fie în primul rând amabilă. Da. Că despre asta vorbim. Că știți și vorbim de oameni bătrâni, cum a spus, de la țară, care, mă rog, au rușine, temere și așa mai departe, neștiință. Noastră propuneți ca un angajat al primăriei să se ocupe strict de problema asta, nu? Da. O altă problemă care aș vrea să o schimb în primărie ar fi înființarea unui departament special pentru fonduri europene. Nu spun că nu s-au atras fonduri europene, s-a făcut tot posibilul și lucrurile au mers bine, comparativ cu alte localități. Dar cred că un departament dedicat pentru atragerea fondurilor europene, care să 8 ore din 8 ore să lucreze dedicat acestui scop, cred că ar fi foarte propice pentru localitatea noastră. Ca o alternativă la bugetul local care nu este generos pentru investiții. Asta vreau să spun. Și mi-ați ridicat o minge la fileu. Noi nu avem fabrici mari, nu avem o economie locală în Lipănești. Prin muncă personală am reușit să stabilez niște relații cu niște potențiali investitori care ar putea deschide o fabrică de cărămidă. Să zic că sunt în discuții destul de avansate. Adică e foarte greu să convingi pe cineva să investească 20 de milioane de euro să creeze 400 de locuri de muncă. 400 de locuri de muncă pentru Lipănești ar fi o mană cerească. Oamenii... Mă întâlnesc cu prieteni de-ai mei, cu vecini, cu colegi, unde te duci? Mă duc că trebuie să ajung
avem o lucrare la nu știu care mall, la Craiova sau la Brașov sau... Asta pentru că nu-și găsesc, nu-și găsesc de lucru în zonă, da? Da, ar fi extraordinar. Bun, dar pentru asta n-ar trebui ca autoritatea locală, în speță primărie, să identifice, nu știu, un teren, acces la utilități, drumuri și așa mai departe? Sunt identificate, deci proiectul a existat până în căderea pieței imobiliare, numai că a fost abandonat. La ora actuală, terenul unde trebuia să existe fabrica este pășune. Vreau să schimb lucrul ăsta. Am promisiuni ferme că voi schimba lucrul ăsta. Cred că asta ar putea să fie un plus la bugetul local. Absolut. Prin impozite, taxe pe salarii, adică sunt mai multe surse de venit de la un agent. Da, vânzarea produselor acestei fabrici va genera o cotă defalcată care se va întoarce la primărie. Bun. Da. Din punct de vedere al infrastructurii, Comuna Lipănești față de altele mai dezvoltate, să spunem, unde anume suferă? Nu știu, mă gândesc aici la rețeaua de canalizare, de exemplu, se numără printre lipsurile pe care cetățenii le invocă? Sau ce anume și-ar dori cetățenii să se întâmple din punct de vedere al infrastructurii? Cred că la ora actuală rețeaua de canalizare este o prioritate împreună cu schimbarea rețelei de apă. Deci schimbarea rețelei de apă este în curs. Se vor termina și racordările în scurt timp. Și avem în vedere construirea unei stații de apă proprii, de alimentare cu apă a localității. Asta ar permite, în primul rând, la standardele actuale, ar permite livrarea către locuitori a unei ape potabile, a unei ape de calitate. De calitate. Mai ales că, la ora actuală, puțurile care din care se extrage apa sunt undeva la limita potabilității. Sunt potabile, într-adevăr, dar sunt vechi, prezintă risc de infiltrare, mă rog, nu intru în detalii. Ideea este că noi vrem să facem lucrul ăsta, în platforma mea electorală se regăsește lucrul ăsta. Al lucru important pentru infrastructura localității sunt rigolele și șanțurile și podețele oamenilor. Odată cu reasfaltarea, care o avem în proiect, am putea să facem lucrul ăsta. Știți, de multe ori, atunci când implementezi un proiect, cum a fost ăsta cu apă, oamenii sunt nemulțumiți. De ce îmi sapi acum și îmi bagi conducta și mai îmi sapi încă o dată să mă racordez? Sunt detalii tehnice care sper ca oamenii să aibă răbdare să le înțeleagă. Și practic prin crearea acelor șanțuri se pot, și rigole, se pot evita situații care din păcate la Lipănești s-au mai întâmplat în zonele punctuale, nu? Da, sunt zone punctuale, într-adevăr. Apă care se revarsă în gospodăriile oamenilor și... Bun. Din punct de vedere al infrastructurii pentru educație, mă refer aici strict la copii. Au copiii, toți copiii din Lipănești acces la, nu știu, niște locuri de joacă, niște unități de învățământ bine dotate, sau se mai pot face lucruri în zona asta? Da, am prins ca și proiecte pentru perioada aceasta a mandatului. Am prins dotarea școlilor cu echipament corespunzător, mai ales în situația de față, privind criza asta sanitară. Da. Vă referiți la școala online? Da. Acum, nu pot să spun că sunt pro-online sau pro-educație fizic. Da, la școală. Da. Cetățenii trebuie să hotărască lucrul ăsta. Sunt oamenii care pot să evalueze lucrurile. Bineînțeles, legile există ca să poată să impună
dacă legiuitorul va impune să face doar școală online, va trebui să ne conformăm. Da, absolut. Și atunci va trebui să dotăm corespunzător. Dacă legiuitorul spune faceți școală fizic, atunci iar trebuie să luăm niște măsuri de distanțare, așa zis, socială, care se impun în astfel de situații. În legătură cu educația, mai ales preșcolară, aș vrea să vă spun că avem o grădiniță în lucru, o grădiniță cu program prelungit, pe care, tocmai datorită condițiilor actuale și numărului relativ modest pe serie, pentru că o grădiniță, program prelungit, implică alte dotări și utilități față de o grădiniță normală, aș vrea să putem extinde această grădiniță. De asemenea, tot fi necesar și dacă se va face în continuare școală fizic, mărirea numărului de microbuze. Microbuze școlare care microbuze se asigură transportul școlare, pentru elevii din toate statele comunei, nu? Da, da. Este o comună relativ mare și drumul către școli, sunt doar două școli, este destul de greu pentru micuți. Bun. În zona, să spunem, sănătății, având în vedere că, așa cum spuneați și dumneavoastră, ne confruntăm cu această criză sanitară și accesul la serviciile medicale este destul de complicat. Sunt spitale care efectiv nu te mai primesc pentru că s-au transformat în spitale COVID sau le impun pacienților să vină cu un test COVID care costă foarte mulți bani. Da. Care ar putea fi alternativa locală la, să spunem, servicii medicale? Din fericire pentru noi, un proiect destul de vechi a fost finalizat acum câțiva ani de zile și avem ceea ce s-ar putea la un moment dat să devină o clinică de sănătate. Deja avem două cabinete ale medicilor de familie, o farmacie și chiar și un laborator de tehnică dentară. Am putea să mărim, pentru că există disponibilitatea fizică a spațiilor, să mărim cu încă două cabinete unde să aducem niște specialități de necesitate, cum ar fi cardiologia, reumatologia. Cred că ar fi extraordinar dacă un medic, doi specialiști ar veni săptămânal, două, trei zile pe săptămână ca să ne consulte. Da, i-ar scuti pe localnici de un drum la Ploiești, cel mai apropiat, da, unde știm foarte bine cum se întâmplă lucrurile. Bun, din perspectiva asta, în 2020 lucrurile se schimbă. Inclusiv Comuna Lipănești începe să aibă o viață socială activă, sunt mulți tineri, dar și cred că și cei vârstnici și-ar dori, să spunem, să participe la diverse activități socioculturale, da? Astfel încât, nu știu, comuna să fie una vie, cu ghilimele de rigoare. În zona asta poate administrația locală veni cu niște programe astfel încât de la cei mai tineri, copii, până la cei mai în vârstă, să, nu știu, să se poată aduna într-un cadru organizat și petrece un timp liber de calitate? Da. După cum știm, la Lipănești nu avem propriu-zis un centru civic. Centru civic s-ar putea numi terenul de fotbal, ce alte activități s-ar putea desfășura acum acolo. Vreau să construim un teren nou de fotbal, un teren la standarde, un teren care să permită eliberarea zonei unde am putea să facem un centru civic. O locație unde
cetățenii să se poată plimba seara, un parc, o piațetă, adică o zonă unde putem să desfășurăm evenimente, unde se pot face sărbări școlare, tradiționale zile ale localității, cum s-a pământenit deja. Am putea să lucrăm la aspectul ăsta și să transformăm centrul localității într-un centru civic. Seara, gândiți-vă ce frumos ar fi printre băncuțe, să se plimbe copiii, să ai un internet gratuit. Știți, seara tinerii se strâng prin fața diverselor case. Este... Mie-mi place să-i văd așa, dar poate că în acele case locuiesc oameni care au probleme de sănătate, oameni care nu da, vor să fie să nu creeze disconfort celorlalți. Da, ar fi... În sensul ăsta gândesc niște locuri, nu neapărat parcuri, niște locuri, amenajat, o masă, câteva băncuțe, niște locuri de socializare, unde să ai un internet gratuit, unde pe masă să fie desenate niște pătrățele pentru șah. Cred că, mă rog, pe timp verde. Da, absolut. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Cred că și dumneavoastră, de atâția ani, fiind consilier local, ați întâmpinat, să spunem, sesizări din partea cetățenilor referitoare la ordinea și liniștea publică. Având în vedere faptul că totuși poliția locală nu poate acoperi 100% pe raza comunei zona asta de siguranță a cetățeanului, aveți o alternativă la să spunem, problemele respective? Da, putem să contribuim la o mai strânsă legătură între poliția locală, jandarmerie și poliția națională. Cred că asta este cheia rezolvării acestui gen de probleme. O colaborare strânsă. Poliția, jandarmeria vine de unde vine. Poliția are treburile ei, uneori pe o suprafață mai întinsă. Poliția locală este la curent cu, deși are... limitate posibilitățile de a acționa, este poate mai informată, nu neapărat despre situații, dar cunosc mai bine locurile, cunosc mai bine cetățenii. Și credeți că dacă aceste instituții ar colabora mai bine, da, siguranța cetățeanului ar avea de câștigat? Da. Gândesc mult în viitor, dar poate că astea ar trebui să... Supravegherea video ar fi o soluție? Deci este primul punct pe ce avem noi ca și platformă electorală, să punem la fiecare intersecție camere de supraveghere. Camere la care nu neapărat trebuie să aibă acces oricine, dar camere care să asigure siguranța cetățeanului. De fapt, s-a și început lucrul ăsta la Lipănești. La primărie avem o cameră la care apelează foarte des poliția rutieră pentru depistarea diverselor mașini care trec, da, ale potențialilor infractori. Da. Domnule Unghel, am ajuns la finalul emisiunii. Dacă doriți să adresați un mesaj cetățenilor din Lipănești în perspectiva alegerilor din 27 septembrie, iată, am intrat în penultima săptămână de campanie și cu siguranță timpul rămas pentru a discuta cu cetățenii este din ce în ce mai restrâns. Ce le-ați transmite? Să aibă încredere în ceea ce spun eu. Dacă am reușit să fac pentru mine, și nu numai pentru mine, că în acești 12 ani au fost multe proiecte gândite împreună și care au trecut prin Consiliul Local și la ora actuală sunt lucruri realizate. Eu, din suflet, pentru Lipănești vreau să fac lucrurile astea și mă bazez mult pe ajutorul celor care mă cunosc, pe ajutorul cetățeanului care știe că lucrez pentru el.
Vă spun sincer, peste 4 ani de zile voi sta cu capul sus să vă dau socoteală la ceea ce am făcut. Domnule Anghel, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă revăd mâine de la aceeași oră. Până atunci vă spun sănătate.